Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Așteptarea de vară, 7 și 17 minute. Dimineața asta ne gândeam amândoi, și eu și Cătălin, că am găsit o prima asemănare între președintele nostru Klaus Iohannis și fostul președinte american Donald Trump. Și da, da. Împărtăcesc aceeași pasiune pentru golf. Asta da, era pentru ideea. Golf, doar, corect, da. Doar că președintele Trump a dus la un nou nivel această chestiune. Poate nu vă vine să credeți, da. Un nivel cu totul neașteptat, îndrăznesc să spun. Este vorba despre Ivana Trump, prima soție a fostului președinte Donald Trump. A fost înmormântată. Sună ciudat, dar acolo a fost, lângă prima gaură a Clubului Național de Golf Trump din New Jersey. Deci a înmormântat fosta soție pe un teren de golf, cam asta ar fi concluzia. Potrivit codului fiscal, că până la urmă în jurul banilor se învârte toată treaba, terenul care este dedicat unui cimitir este scutit de toate taxele, ratele și evaluările. Și domnul Trump s-a gândit el să scape de taxe, de evaluări și de alte probleme fiscale, transformându-l, cel puțin la nivel de gaură, într-un... Acum, asta să mă uit aici pe știrea asta, înțeleg că proiectul nu e nou, e mai vechi. Gândirea domnului Trump a fost de ceva ani încoace. Și zice așa Washington Post că inițial, în 2012, a vrut să construiască un mausoleu pentru familia sa. Așa. Firesc. Ulterior și-a modificat propunerea pentru a construi un cimitir cu peste 1000 de morminte, care să arate mai a cimitir. După care s-a răzgândit și a zis, băi, totuși e mult, hai să facem doar 10 parcele, respectiv morminte, pentru familie, cum ar fi. Și zice că, în sfârșit, s-ar fi hotărât la 284 de morminte și acum aștepta doar ocazia potrivită, știi? Adică să vină cineva să, cum fosta lui soție, bănuiesc că nu se mai putea opune. Nu-ți dai seama că... Așa, din păcate, ea murind, omul a zis, bă, ăsta e momentul, dacă îl ratez pe ăsta... Dar câte găuri sunt într-un teren de golf? Sunt la 18. 18. 18, parcă așa se mai ocupat 18, acum. Da. Dar nu e, cred că... Păi, ciudat, adică cum a pus mormântul acolo? Cine vine să joace golf? Trebuie să înceapă de la 1. Ce-o fi noaptea acolo, 2, dai, da. Îți dai seama. Păi, e foarte ce ciudat. Ce bântuială o fi noaptea acolo. Plus că eu bănuiesc că nici statul american nu e atât de prost, știi? Că după asta pe toate trenurile de golf o să apară un mormânt și o să zică, băi, am scutit da, de taxe. Exact. Da. Eu cred că, de fapt, trebuie să... scrii cimitir acolo, să transformi tot un cimitir și bănuiesc că nimeni nu te împiedică să joci golf în cimitir, nu? Adică dacă vrei să vii cu niște prieteni, niște oameni și scrii acolo cimitirul din New Jersey. Ok, oricum, și ce să mai face? Să joacă golf. Cum să mă exprim? Nu mă mai exprim, că s-ar putea să spun prostii. Ivana Trump, fosta soția a fostului președinte, este prima persoană despre care se știe că a fost înmormântată pe acel teren. Asta e despre care se știe. Ai vreo bănuială sau ce? Nu, nu. Bună dimineața. Stați bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.